Bună tuturor! Bine ați venit pe pagina Desene Vesele pentru Copii! Bună, Dina și Ruval! Ce faceți? Bună, bine! Uite, astăzi am o nouă poveste pentru voi. Vreți să ascultați povestea? Suntem chiar nerăbdători! Vai, ce mă bucur, pentru că astăzi este povestea Cuvintelor frumoase cu Cavalerul Mulțumesc. Și povestea începe astfel. A fost odată ca niciodată un băiețel, așa ca tine, Val. El trăia într-o cetate, înconjurat de cavaleri, pe care îi admira pentru curajul lor. Îi plăceau foarte mult caii și îi vedea cu drag pe cei cavalerilor. El nu avea un cal, dar era un băiețel care alerga rapid. Într-o zi, văzu un cavaler cum se întorcea cu calul său în cetate. Când s-a dat jos, până să apuce să-și lege calul, s-a întâmplat ceva deosebit. El vorbea cu un alt cavaler și un cățel, care urmărea o pisică, astfel recalul așa de tare încât a luat-o la goană. Băiețelul început să fugă după el cu o viteză supraumenească și îl prinse la ieșire din cetate. Era foarte bucuros că reușise să ajute calul băiețelul nostru. Îl duse înapoi la stăpânul său și cavalerul îi făcu un mare cadou. Îi spuse mulțumesc și tare i se părut deosebit băiețelului, știind că era mândru cavalerul de el. Se simțea puternic și încurajat. Și știți ce? Când a crescut, a ajuns și el un om de ispravă, așa cum era și cavalerul. Cavalerul acesta al nostru, cavalerul Mulțumesc. Ei bine, cum a fost povestea, Dina și Ruval? Foarte frumoasă, mulțumim, mai așteptăm alte povești. Sigur că o să mai fie povești. Pentru alte aventuri și povești spuse cu drag, vă așteptăm pe toți pe paginile noastre de Facebook și YouTube, Desene Vesele pentru Copii. Pa, pa!